am. Nu caut neapărat să spun asta pentru că nu mă regăsesc sau nu mă găsesc pe mine sau altele. Din fire am fost artist ca idee. Când eram mic, aveam niște bobice de mărimea acestor pahare și pomul meu sau cum sună asta. Copacul meu se naște în grădina mea, parcă sau ceva de genul. Imitam pe Aurelian Andreescu, poemist. Dincolo de chestiunea aceasta, când am ajuns și adult fiind, și după PSD, după PSD, da, 2000-2004, a urmat alegerea. Și n-am mers nici pe AS, n-am mers nici pe DREM, n-am mers nici pe sport, deși pe sport aveam atul. Și am ales litere tocmai pentru că simțeam că aveam ca acel ceva care mă trimite înspre acolo. Și chemarea asta am lăsat-o să fie, pur și simplu. Iar de la a fi pur și simplu inițial curios să văd nu cum e să fii, cum îi spune, fluture între flori, da? Acolo cam așa e. 4-5 băieți la o promoție de 4-500 de fete. Bine, Aveați de unde alege. înainte eram și mai june și cu păr în cap. Deocamdată m-am cam lăsat, cărarea pe mijloc și pe bucăți. Nu asta este însă un impediment. Eu am ales asta nu prin raportarea la mulțimea exemplarelor din genul opus. Nu. Aveam eu chestiunea mea de împărțit, de înțeles cu textul, cu textele, cu stilul, cu... Și de firea mea sunt prozaic. Acum, prima carte apare ca poezie. Asta de ce? Pentru că încă din timpul masteratului am derulat o serie întreagă de exerciții cu domnul Alexandru Mușina. Și experiența cu dânsul la catedră a fost una profundă și nu numai cu dânsul. Am asumat asta ca un exercițiu pentru o mai bună sinteză.